Părintele Ovidiu este un, în primul rând, un foarte bun preot. Blând, înțelegător, ne sfătuiește în toate ce este bune, întrebăm și ne răspunde de fiecare dată. Este alături de noi tot timpul. Părintele, ca om, e un foarte bun prieten, nu numai meu, al toată lumea. E foarte bun preot. Un om care știe să-și atragă oamenii, să-i aducă la parohie, să le arate drumul cel bun spre mântuire. Părintele Ovidiu este un om deosebit, un părinte duhovnicesc deosebit, care se interesează de fiecare, ne explică foarte multe lucruri. Este un preot extraordinar. Într-adevăr, un preot extraordinar. Depunem și noi mărturie în acest sens. Un preot tânăr, sufletul unei parohii ortodoxe românești din Scandinavia. Am spus sufletul parohiei. Și aceasta pentru că este permanent în mijlocul credincioșilor săi. Îi ascultă, îi îndrumă, îi ajută, îi vizitează, îi cercetează, le este alături pentru a întări sufletește, pentru a le alina dorul de cei dragi, dorul de casă, de România natală. Unde i-am găsit pe preot și pe onoriașii săi? Într-una dintre cele mai vechi parohii românești din Suedia. Este vorba despre parohia Acoperământul Maicii Domnului din Jönköping, oraș aflat în centrul locuit al Suediei. Parohia din Jönköping cu hramul Acoperământul Maicii Domnului Sfântii Cuvioși Daniel Sihastru și Paisieda Neamț a fost una dintre primele parohii în care s-a slujit în Suedia. Pentru prima dată, aici a răsunat Sfânta Liturghie în limba română chiar de Ziua Națională a României pe 1 decembrie în anul 1972. Activitatea pe decursul celor 40 de ani s-a petrecut în această biserică în care ne aflăm și astăzi și care ne este pusă la dispoziție de Biserica Luterană de aici din oraș. Parohia din Jönköping a fost prima din Suedia, dar aproape din toată Scandinavia, care s-a înființat în 1972. Cu preotul am avut preotul Ciurea. După Alexandru Ciurea a fost preot un timp Sandu Ștefan. Și Sandu Ștefan s-a întors în țară, România, și a venit la locuit Anton Poșircă. După Poșircă a venit Doroftei. Pe timpul acela venea odată la lună, deci tot a treia duminică, pentru că slujea și la Stockholm, și la Westeros, și la Linköping. Oamenii veniți de acasă, veniți din majoritatea la acea vreme din Banatul Iugoslav, vorbitori de limbă română, trăitori ortodoxi, au simțit nevoia preotului și nevoia de Dumnezeu în comunitatea lor. Părinții veneau de la Stockholm, unde era parohia centrală, Jönköping funcționând oarecum ca o filie, ea fiind întemeiată ca parohie de sine stătătoare numai din anul 2004. Parohia noastră ortodoxă română din Jönköping, Suedia, este constituită din credincioșii din România, însă marea majoritate a credincioșilor sunt din Banatul Sârbesc, stabiliți în Suedia încă de acum 50 de ani. Eu sunt din Banatul Sârbesc, de la Stamora Morovița, între Stamora Morovița și Bușeți. Român din Banatul Sârbesc. Și-au dorit un preot aici, și-au dorit o parohie aici, iar răspunsul tuturor rugăciunilor lor, iată, a venit odată cu întronizarea Preasfințitului Macarie, când aici și-a devenit o parohie de sine stătătoare. Ținând seama de specificitatea acestei comunități, am hirotonit întru preot pe tânărul bănățean Ovidiu Teodor Băncilă, care a venit aici cu mult entuziasm, însoțit de soția sa, Marica, care este tot bănățeancă, și fac o misiune deosebită spre o bună și dreaptă mărturie în aceste ținuturi scandinave. Un bănățean așadar pentru bănățenii din Jönköping. În fapt, pentru toți românii stabiliți în acest oraș important al Suediei. Un preot hirotonit pentru ei, pentru biserica, pentru parohia lor. Acum, de când a venit Părintele Teodor, eu zic că viața parohială a devenit la fel de normal ca și în România. O semna mult pentru noi, mult, 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 de mai pomenit. Veneau și înainte oameni la biserică, mă nu ca acum felul ăsta. Acum sunt foarte numeroși.
De când a venit părintele Ovidiu s-a schimbat foarte multe. Am avut maslu, ceea ce n-am avut niciodată. Întotdeauna a fost în fiecare duminică, dar sărbători, la slujbe, am fost cu toți aici. Lumea vine suficient de multă. Dat fiind specificul parohiei, am păstrat tradițiile noastre bănățene. Organizăm cu bucurie în fiecare an de hramul bisericii ruga la Ion Shopping și anul acesta a fost a treia ediție și a fost în fiecare an încununată de prezența atât de multor oameni și de dansurile noastre populare tradiționale pe care cei mici le învață aici la clubul nostru românesc din Ion Shopping, unul dintre puținele rămase în Suedia și de la care biserica primește un ajutor nețărmuit și nedisimulat. Ne pun la dispoziție de fiecare dată spațiile pentru catehezele pe care noi le organizăm în fiecare zi de vineri, pentru vizionarea filmului creștin pe care noi organizăm. Sfânta liturghie slujită în duminici și în sărbători, vecernie cu litie în ajunul acestora, taina Sfântului Maslu, acatiste și paraclise, botezuri și cununii, cateheze săptămânale și câte și mai câte alte slujbe și evenimente sfinte și sfințitoare organizate în această parohie aflată cu adevărat sub acoperământul Maicii Domnului. O parohie iubită și binecuvântată de Dumnezeu prin ierarhul ortodox român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Macarie. Preasfinția sa este permanent alături de Părintele Ovidiu și de păstoriții săi. Îi binecuvintează și întărește sufletește prin vizitele dese, prin slujbele săvârșite și prin cuvintele de învățătură rostite. Și iată cum frații noștri, români aflați departe de casă, sunt atât de aproape unul de altul și atât de aproape de Dumnezeu. Simțim mult mai aproape când suntem aici, ne întâlnim cu toții, mai vorbim, ascultăm Sfânta Slujbă, rămânem după aceea și discutăm fiecare de problemele noastre, suferințele noastre, le împărtășim între noi alături de Părinte. Am rămas uimit să văd că distanțele foarte mari care există aici în plan fizic, zecile și sutele de kilometri nu i-au oprit pe oameni să vină la Sfintele Slujbe, să vină la întâlnirea cu Dumnezeu. Avem credincioși care vin de la distanțe de peste 150 de kilometri pentru a fi cu noi în fiecare duminică și a ne ruga împreună și a ne împărtăși cu Mântuitorul trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Vin tot timpul cu soțul meu la Ion Shopping. Ion Shopping se află cam la 130 de kilometri de la Lin Shopping, însă venim cu drag. Distanța cea mare de aici este acoperită de distanța cea mică dintre sufletele noastre. Comunitățile cu număr restrâns fac ca simbioza în trăirea aceasta creștină să fie foarte adâncă și foarte profundă, oamenii să se lege la un nivel mult mai adânc unul de altul decât o fac acasă. Un exemplu de credință, de jertfă, de dragoste și de solidaritate. Un exemplu pentru noi, cei de acasă. Văzând bucuria cu care acești români aflați departe de țară participă la viața parohiilor, realizăm cât de fericiți ar trebui să fim noi, aici, în România. Da, fericiți, pentru că ne putem închina, ne putem ruga în biserica din orașul, din cartierul, chiar de pe strada noastră. Suntem conștienți oare de această șansă extraordinară? Dacă da, să alergăm la biserici, mănăstiri și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate.